Trei pacienți infectați cu coronavirus au fost transferați în orașul polonez Lodz pentru a primi asistență medicală de terapie intensivă conform Ministerului Sănătății. Doi dintre ei erau internați în unitățile de primiri urgențe din Cluj și cel de-al treilea din Iași a fost transportat cu elicopterul până la Cluj-Napoca. Toți au fost în stare stabilă și transportabili. În prezent au fost transferate în unități medicale din afara țării un număr de 47 de persoane care au avut nevoie de asistență medicală în secțiile ATI. Doi pacienți din UPU Cluj și trei din UPU Iași aflați în stare critică, dar stabil, au fost transferați vineri pe 22 octombrie în spitale din Austria, respectiv în Polonia. De altfel, Polonia, cu o rată de vaccinare de peste 52%, a mai oferit ajutor României, alături de alte țări. În urmă cu o săptămână, Varșovia a trimis 50 de concentratoare de oxigen care au fost folosite la spitalul de la Lețcani.